31 de bucătari și măcelari amatori din județul Hunedoara au câștigat un concurs de preparare a produselor din carne de porc. La concurs au participat 33 de echipe din 8 țări, printre acestea aflându-se și una din comuna hunedoreană Mărtinești. Preparatele hunedorenilor i-au încântat pe cei peste 5.000 de gurmanzi prezenți la festival, unul celebru de altfel, intrat și în cartea recordurilor pentru cel mai lung cârnat din lume, de peste 3 km. Premiul a venit într-un moment oportun, în condițiile în care recent consulului Ungariei de la Cluj au fost prezentate la DEVA oportunitățile economice și turistice din județ. A fost o vizită de bun augur în ceea ce privește schimburile de relații economice între Republica Ungară și județul Hunedoara. Există și o comunitate maghiară în județul nostru și am încercat să ne punem de comun acord care sunt mijloacele prin care încercăm să promovăm economia județului Hunedoara și implicit turismul, cultura din județul nostru, pentru a aduce cât mai mulți oameni să investească în județul Hunedoara și, bineînțeles, să viziteze județul nostru, care are mai multe obiective turistice de importanță, atât națională cât și europeană. Cele două părți au convenit să se întâlnească din nou la Cluj, îndată ce condițiile pandemice o vor permite, pentru noi discuții. A fost prima întâlnire de acest gen, urmează să stabilim pașii de o întâlnire bilaterală care să o avem la Consulatul Maghiar de la Cluj, unde ne vom pune de acord în ceea ce privește următoarele acțiuni în anul 2022. Întâlnirea s-ar putea să aibă loc în curând, în condițiile în care rata de infectare cu COVID-19 scade zilnic, astăzi în județul Hunedoara fiind de 11,47 la mie, față de recordul atins pe 11 februarie de 18,34. Până atunci însă, gastronomia rămâne cel mai bun ambasador economic și turistic al județului Hunedoara.